Bună, fetelor! Sunt Influorientina. Unii spun că sunt influențăriță, alții spun că sunt influențărancă. Fiindcă sunt o influențăriță foarte influentă și am o influență foarte influențabilă, am să vă învăț cum să vă machiați în această perioadă când ieșiți din casă. Chiar și pentru fetele care nu ies din casă fără 1000 de euro. Nu e așa că faceți acum economie? Primul lucru de care aveți nevoie este declarație pe propria răspundere și buletinul. Și aici, fetelor, trebuie să aveți grijă poza să nu fie de dinaintea operațiilor alea multe făcute, că altfel nu vă mai recunoaște nici dracu. Așa arătam eu înainte de operații. Girls, mai întâi ne demachem tenul. Eu pentru asta gen folosesc ceva very expensive. Mona este de foarte bună calitate și gen nu e ca lichidul ăla de barbiris pe care îl folosesc toate țărâncile. Ok? Și dacă ești din Moldova, se poate și bea puțin. Deci să nu-ți fie frică să te clătești pe buze cu ea. Unii folosesc dischete demachiante pentru demachiere. Eu folosesc hârtie igienică pentru că, gen, e mai expensive, e mai scumpă, hello. Iar la baie folosesc dischetele, jafurile. Acum că ne-am demachiat, o să trecem la machiaj! Și acum ne dăm cu fond de ten și pentru asta ne trebuie o măscuță de protecție. Nu am măscuță ieftină pentru că, gen, eu nu vreau să fiu asociată cu ieftineala, așa că mi-am luat o măscuță cu cristale, nu ca toate săracele alea care și-au măscuță de 50 de bani. Așa că eu vreau să fiu protejată și de sărăcie și de virus. Deci mai întâi ne punem măscuța pe față când ne dăm cu fond de ten ca să știm unde ne dăm și unde nu ne dăm. Că n-are sens să te dai pe toată fața când te vede deși drag. Acum începem aplicarea. Fetelor, uitați diferența. Partea asta e albă, partea asta fond bronzant. După ce ați făcut această transformare, trecem la ruj. Rujul nu-l aplicăm pe buze pentru că nu-l vede nici dracu, așa că nu are rost să irosești ruj de calitate pentru că în supermarket nu se te vadă nimeni că ești dată cu ruj sub măscuță. Dar eu totuși vreau ca lumea să știe că eu m-am dat cu ruj scump, că doar n-am dat atâția bani pe el când l-am primit moca, adică gratis de pomană. Deci o să-mi dau totuși o dungă ca lumea să vadă că am ruj de calitate. Na, țăranilor, am bani. Acum o să ne dăm cu pudră, dar nu o să ne dăm cu orice ieftineală, gen pudră Chanel, o să ne dăm cu ceva de calitate. Făină, băneasa. Acum trebuie să ne conturăm ochii cât mai mult și cât mai tare. Nu o să ne facem smokey eyes, o să ne facem funingine eyes, pentru că vrem să avem o privire incendiară. Am terminat partea cu ochii. Pentru că ochii sunt singurii care se văd, trebuie să-i conturăm cu niște gene. Nu cu o geană, nu cu două gene, nu cu trei gene, cu toate genele din casă. Cu damingene dacă ai, orice conține geană trebuie să spui la ochi. Acum că ne-am pus genele, trebuie să ne dăm și coja. Pentru că oja nu o să se vadă sub mănuș, o să ne dăm coja peste mănuș. Acum trecem la păr. Pentru păr ne luăm cască. Voilà! Sprâncenele trebuie să fie cât mai stufoase. Eu nu am sprâncene, așa că o să folosesc gene la sprâncene. Uitați cât de stufoase sunt! Dacă nu ai prin casă gene, poți să spun și ciucuri. Aplicarea genelor la sprâncene e genială! Aulă, să nu ne apropiem de lumânare că se pârlesc. Totuși, nu cred că sunt destul de stufoase, așa că o să-mi pun o blană. Acum mi-am pus blană la sprânceană. N-am încredere că se pârlește. Ca accesoriu vestimentar o să punem pe noi un combinezon de fițe. Se poartă foarte mult în această perioadă. Nu are nimeni nici măcar spitalele. N-au de astea. Gata, fetelor, suntem pregătite să ieșim afară cu această ținută superbă și acest machiaj extraordinar. Vă pup! La revedere și ne vedem în supermarket. Voi mă vedeți că eu nu văd nimic. Sau alții ne văd pe noi, dacă sunteți la fel ca mine, că nu vedem nimic așa. Deci dacă o să ne lovim căruți în supermarket, o să fim surori. Salutare, oameni dragi! Dacă ați ajuns până aici, înseamnă că v-a plăcut. Mulțumim! Desigur, nu uitați să vă abonați pe Facebook, pe YouTube și dacă vreți să ne susțineți, puteți să o faceți pe Patreon sau cumpărând tricourile noastre de pe t-shirtfactory.com. Aveți link pentru toate în descriere. Mulțumim frumos! Mulțumim!